Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă emisiune, o emisiune cu totul specială, pentru că avem oaspeți importanți și când spun acest lucru, mă refer la invitații mei de astăzi și începem cu Ionela Mardare, pe care o cunoașteți cu toții, este artistă și profesor de canto. Bine ai venit, Ionela! Bine te-am regăsit, Marc! Și nu ai venit singura, ai venit cu două fete minunate! Am venit cu două fete minunate, eleve la mine la clasa de canto, cu care mă mândresc și le las să se prezinte sau le prezinți tu? Hai să prezentați voi. Eu mă numesc Magda Măgureanu. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Eu sunt Alina Bereșoe. Bine ai venit de asemenea în studioul nostru. Ele au emoții, trebuie să le înțelegi. Chiar nu e cazul să aveți emoții, pentru că televiziunea poate inhiba. Știm asta, reflectoarele, colegii de la cameră și nu numai, însă chiar nu e cazul, pentru că ne simțim bine și vrem ca atmosfera să fie plăcută și curanță. Cu siguranță așa și va fi. Ionela, nu ne-am mai văzut de ceva vreme, chiar am ținut să revin în studioul nostru, pentru că noi tot timpul am avut emisiuni foarte frumoase, cu simț artistic, cu stare de bine și tu ești cea care faci să fie așa. Absolut. Nu ne-am văzut din vară, îți spun eu, când am venit la matinal la tine și am vorbit despre toate. Despre toate. Toate istoriile. Doar că între timp mare lucru nu s-a întâmplat profesional vorbind, pentru că, după cum știm, totul este închis, petreceri mai puține, dar mi-am canalizat toată energia spre partea de profesorat, canto, unde vin copilașii și elevii mei, că am și copilași mai mari, de care sunt tare bucuroasă. Și atunci am investit toată energia și tot timpul meu în partea aceasta. Trebuie să recunosc că în toată această perioadă ți-am urmărit pagina de Facebook și am văzut activitățile tale, ca să spun așa, în domeniul muzicii orelor de canto. Orelor de canto, să mă exprim, am eu emoții, nu aveți voi. Și chiar mi-a plăcut pentru că am văzut fete frumoase, copii de vârste diferite, cum efectiv cântau. Și iar tu era cea care i-ai inițiat, le-ai dezvoltat aceste calități, i-ai ajutat să și le dezvolte. Șlefuim puțin, pentru că majoritatea au deja baza nativă, că așa e și minunat să fie cu talentul la purtător. Corect. Talentul nu-l faci așa peste noapte. Poți să-i dai o strălucire, poți să-i dai anumite... O șlefuire. Absolut. Da, eu mă încarc foarte mult de la orele mele de canto. Sunt copii, într-adevăr, diferiți, diverși. Unul mai talentat decât altul și mai zglobii. Sunt atât de... cum să zic eu, o naivitate de asta pură, exact, știi, puritate naturală. Pentru cei mici mai ales vorbesc, au niște replici uneori și mă bucură tare mult. Am realizat și două videoclipuri între timp, de care sunt tare mândră. Primul a fost pentru 1 decembrie, Doamne ocrotește-i pe români, în care am pus mult suflet, a fost așa piatra de încercare pentru noi să vedem cum va ieși și eu zic că a ieșit foarte frumos. A ieșit foarte frumos pentru că și noi am avut posibilitatea să-l vizualizăm și ne-a plăcut mult calitatea, textul, linia melodică, toate au construit la o magie. Da. Și am continuat, bineînțeles, cu Merry Christmas Everyone, pe care o să-l difuzați și voi, înțeleg. Evident, ai dezvăluit dintr-o surpriză. Am dezvăluit și eu zic că din nou a ieșit ceva super colorat și frumos din toate punctele de vedere. L-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Recunosc, chiar vorbeam cu unul dintre colegii despre realizarea acestui clip, care a ieșit foarte bine. Calități vocale deosebite, ambientul, background-ul și toate au făcut ca să fie un videoclip reușit. Felicitări încă o dată întregii echipe pentru realizare. Să vorbim puțin și cu fetele care sunt pentru prima dată la noi în studio. Alina Bereșoaie. Da. Cum a început
Dă-ne pornit tu pe acest drum al muzicii, al cântului. Păi eu am început când eram mai micuță, cântam în corul bisericii. De la ce vârstă? Am intrat în corul bisericii când eram în clasa a doua. Dar sincer să vă spun, nu știu dacă cântam bine, pentru că am încercat să fiu solistă, dar n-am reușit decât abia în clasa a opta. Și după aceea a început să-mi placă, cântam pe acasă și când am mers la Iași la liceu, în clasa a 10 am început să studiez mai amănunțit. Foarte bine. Ce reper din muzică ai avut sau ce te-a îndemnat să mergi pe acest drum al muzicii? Ceea ce simțeam când cântam, probabil, din muzică îmi place foarte mult Laura Stoica, mă regăsesc și îmi place să ascult și să cânt melodiile ei, melodiile acestea cu mesaj, melodiile care ieșeau odată și ne transmit o anumită emoție. Fac o paranteză, apreciez tineretul din ziua de astăzi care pune accent pe muzica de voce. Artiștii de odinioară care, pentru a putea intra într-un concurs sau a se putea afirma, cheia era vocea puternică, adică vocea autentică, fără alte artificii cum se fac în ziua de astăzi. Felicitările mele în acest Mulțumesc caz, pentru că am un reper foarte bun în muzică. Mulțumesc. Așa. Trecem la următoarea invitată, Magda Măgureanu. Da. Aceeași întrebare am și pentru tine. De unde e dragul pentru muzică? Păi, și cum te-ai pornit pe acest drum? Nu știu, sincer, să vă zic un moment anume în care am pornit, dar cert este faptul că de mică ascultam muzică, toate genurile. Cântam, deci am crescut cu muzica, practic, ascultând zi de zi, nu știu, mă simțeam în largul meu. În momentul în care ascultam muzică, era starea aceea. Mă simțeam chiar în largul meu. Sunt și eu o fire mai emotivă. Și asta muzică, e bine pentru muzică, pentru că te poți exprima într-un fel anume. E bine într-o anumită măsură, presupun, pentru că nici prea multă emoție nu e bună, ca în cazul meu. Da, trebuie să fie undeva, să fie o chestie echilibrată cât uși de cât. Și un reper în lumea muzicii? O influență? Ar fi mai mulți artiști. Muzicieni, da, mai mulți artiști. Dintre aceștia îi pot enumera Lady Gaga, Adele, bine, muzica internațională, români. Probabil că am ascultat și Laura Stoica, dar mai puțin numele românești. Nu spun că nu-mi plac, dar influențele au fost cele da, din afară. Partea asta, altul, mai mult, în cazul meu. E ok, să nu. Toate aceste modele te-au influențat într-un fel sau altul să mergi pe acest drum al muzicii. Ionela, revenim la tine, pentru că nu scapi așa ușor. Vrei să spun și eu ce ascultam când eram mică? Te rog. Hai să-ți ridic la plas, Angela Similea. Da. Bineînțeles, aici mai Marina Manole, Laura Stoica, da, pe toate, eu ascultam tot ce însemna muzică românească. Culmea din muzica internațională, atunci la noi erau mai greu. Ajungeau mai veneau greu. Veneau numele mari, Abba, Boney M, țin minte că ascultau părinții mei în casă și atunci, și nu? Dar muzica românească pentru mine a fost altceva. Te înțeleg perfect. Trebuie să fac, să recunosc o chestie. De multe ori când ascult muzică românească, mi-aduc aminte de tine, pentru că și tu ai avut aceeași influență pe acest drum și da. Ceea ce este valoare rămâne, indiferent absolut, că absolut se schimbă moda de-a lungul anilor, s-a dovedit că muzica autentică rămâne, este valoroasă și va rămâne în continuare. Cum decurge o oră de canto? Pentru cei care nu cunoaștem și poate ne-am dorit să venim la școala ta. Păi cum să decurgă? Ne salutăm reciproc. Țin minte că și în facultate am făcut, evident, modulul psihopedagogic și prima dată, asta ne se spunea tot timpul, să stai de vorbă cu elevul tău, să nu-l iei așa ca din oală și să-l pui la, să afli puțin ce e în interiorul lui. Să-l cunoști, dar să-i afli starea de moment, pentru că e important. Dacă nu are o stare grozavă, e clar că trebuie să-l abordezi diferit. Poate are o problemă de rezolvat, iată, și personală. De ce nu? Poți fi acolo pentru el. Și știu că doamna mea profesoară din facultate, soprana Gabriela Pepelea, mereu spunea: eu îmi dau seama de cum trătești, de cum intri pe ușa. De starea pe dacă, da, dacă cumva ești prea agitată, puțin supărată,
toată, ai un stil așa de a o deschide. Dacă ești liniștită, intri lejer. Da, da, era simpatică tot timpul. Zic că, gata, tu astăzi ești ok. Așadar, sporăvoim deci, așa o secundă să vedem dacă sunt în regulă elevii, fiecare elev în parte. Așa, intră pe vibrație. Apoi facem exerciții de respirație. Pe cele mari le rog să facă de acasă acest lucru pentru a nu pierde timpul între ghilimele, pentru că e absolut necesar să faci acele exerciții de respirație, dar îmi doresc să fac cât mai multe lucruri cu ele, mai ales. Cei mici fac cu mine de multe ori, pentru că n-au ei grijă asta de a face respirații sub nicio formă acasă. Apoi începem cu vocalize mute, pe terță, pe cvartă, uneori pe cvintă, tot felul de arpegii, apoi vocalize cu vocale. Nu e o parte foarte amuzantă, așa. Deși la copii am niște vocalize, să zicem, care îi fac să zâmbească. Da, 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 da. Păi altfel noi trebuie să-i atrag. Vocalizele, na, sunt, ei vin să cânte. Ei, dacă ar vrea, din prima să pună mâna pe microfon. Stați așa. Și gata, doamna, poți să cânt? Am mai auzit eu ceva, nu știu. Nu, stai un pic să încălzim vocea, că, na, despre asta e vorba. E ca și în sport, că asta le spun mereu. E ca și cum un fotbalist ar intra în teren fără să se încălzească un pic. Adică imediat ar face... Nu știu, un cârcel, ar avea un accident, probabil. Exact. Ideal este să ne încălzim foarte bine și apoi procedem la cântat. Vedem ce am mai învățat, ce mai trebuie să învățăm. Prelucrăm pe aici, pe acolo, bucățele de piesă unde poate nu ies anumite, nu știu, note, pasaje muzicale. E frumos și imediat trece ora. Nici nu știm când trece. Asta e ideea. Ce multe ori. Să zică și fetele după aia, cum percep ele orele. Corect, acum spuneți tot în fața camerei. Ce genuri de muzică abordezi? Sau se abordează la școala pe care o conduci? Încerc să abordez genuri diferite, absolut, în funcție de vârstă. Pentru cei mici, evident, le dau piese corespunzătoare vârstelor lor, pentru că mi se pare absurd să le dau chestii de astea de dragul meu, te iubesc, adică mai văd și la alți colegi de-ai mei. E ciudățel totuși să dai o piesă de adult unui copil, numai de dragul de a o cânta. Adică sunt cântecele, îl întreb, ție-ți plac pisicile sau căței? Păi mie îmi plac pisicile, gata, am o piesă cu un motanel. O vrei? Da, cum? Adică cât sunt mici vorbesc, da? Pe măsură ce cresc, elevii primesc și piese pentru adulți. Să nu crezi că nu am avut elevi care... Dar eu nu vreau să cânt piese pentru copii. Dar ce ai vrea tu să cânti? Și bineînțeles, vin cu de-astea, nu știu, Sia, nu știu, dați-mi nume de-astea. Nu mai zic că mai am și... Da, o manea? Aoleu, nu! Așa ceva nu cântăm aici sub nicio formă. Nici n-ascultăm. În fine, sunt, crede-mă, le aud inspiră, pe toate. Ei se inspiră de ceva pe TV sau pe radio și Și mult de multe ori de acasă. Adică, ca ce se ascultă în casă, da. Da. Nu discutăm noi, gusturile nu se discută, absolut. Ei, și la fetele mari, spre exemplu, la fetele mele, în prima fază le-am dat piese din repertoriul românesc. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă știi să cânti corect o piesă românească, poți să cânti multe lucruri. E foarte greu să cânti în limba română. Și mai ales piesele acelea de rezistență, cum le spunem noi, da, avem de Doamne cântec de la Laura Stoica, e greuță. Eu cred, Mălina Olinescu, deci mie nu-ți spun ce bucurie este să le aud cântând piesele acestea. Nu știu, o să spună ele ce mai au în repertoriu, ce că mai nici mai știu. Alexandra Ușurelu, Prețul corect, niște piese absolut sensibile și finuțe. Cu greutate în lumea muzicii, piese de voce, da, de voce care de voce, da, nu sunt da. Tocmai ușor de interpretat. Absolut. Iar absolut. Voi presupun că faceți o pregătire intensă pentru a putea interpreta cu corectitudine piesele, nu? Sigur, sigur că da. De multe ori, când cred că am terminat cu o piesă respectivă, Doamne, o întorc. Nu, stai că mai auzit ceva acolo. Încă o dată și încă o dată. Okay. Le mai întreb, dar mai poți încă o dată? Adică nu... Na, poate te saturi. Tu când vii de acasă, poate vrei să treci așa, prin tot repertoriul cap-coadă. Păi nu.
Asta ar însemna să închidem ochii. Și nu e bine. La greșeluțe. Nu, că ideea este să le cânte corect și mai ales, eu asta țin la toți elevii, să cânte cu inima, cu sufletul. Nu musai tehnic perfect, cât să-mi transmis tot, le mai zic, fă-mă să mi se ridice pielea așa, să simt un fior. Asta este, dacă faci așa, adică cel care ascultă simte asta, ai transmis un mesaj exact. Foarte frumos, foarte important și l-ai cucerit. Hai, le mai las și pe ele să vorbească. Da, vreau acum pe ultimele minute din emisiune, pentru că voi din prima parte. Din prima parte specifică, pentru că vreau să vă vedem în acțiune. Știu că ați pregătit câte o piesă, despre ce este vorba, ce piese veți interpreta? Eu voi interpreta piesa Once Upon a December. Sună foarte frumos. Din numitul film cu Anastasia. Și sper să vă placă și să vă încânte. Mulțumesc! Eu voi cânta Fluturi de zăpadă, o melodie mai energică și ne dorim cu toții zăpadă în perioada aceasta. Ne dorim cu toții, dar se pare că nu beneficiem de zăpadă de Crăciun. Poate de anul nou o să ne prindă așa zăpada și să ne putem bucura de iarnă așa cum trebuie. Dacă nu, din ianuarie. Din ianuarie. O să ne saturăm până în aprilie. O să avem de Paște, doar așa se întâmplă. Exact. Păi atunci o să vă lăsăm acum să interpretați piesele pe care le-ați pregătit. Suntem cu ochii pe voi și vă doresc succes. Stimați telespectatori, nu rămâne decât să urmărim fetele în acțiune. Succes! Mulțumim!
Thank you.